Bună ziua, bună ziua! Bun găsit, Oana, dragă! Bine ați venit la grădina mea! Doamne Dumnezeule, în exclusivitate, fraților, Adriana Antoni se află în acasă la ea, în grădina din Banat. Doamne, ce grădină! Este absolut superb! Eu am auzit pe acolo, prin zonă, prin Banat, că e cea mai frumoasă grădină din Banat, dar nu-mi imaginam că e chiar atât de mare și de frumoasă. Aici am crescut, Oana dragă, cu tipul de emisiuni mai vorbeam despre... Aici am crescut, aici am învățat să trăiesc sănătos. Chiar dacă am trăit la oraș, noi am avut norocul să avem o grădină mare și eu cu părinții mei și cu bunicii mei aici plantam întotdeauna totul bio, totul sănătos. Așa am trăit, așa știu, așa îmi place. Și am și pe așa amintiri frumoase de aici din grădină, unde cu părinții mei și cu bunicii mei întotdeauna ne petreceam timp frumos împreună. Roagă-te, rog, cameramanul să te vedem așa în întregime, să-ți vedem măcar talia, copacii. Da, am văzut că colegii mei cu mine da, aici, o să vă exact. Cânt live-ul. Vai, ce frumos! Absolut extraordinar! Povestește-mi, te rog, am auzit că ai pus viță de vie, îți pregătești strugurii, nu? Cum e? Când ai plantat-o și ce ai făcut? Uite aici, vreau să vă arăt. Eu cu nepoții mei, copii foarte, foarte harnici, am pus viță de vie nouă. Totul din rădăcină, am adus butucul, l-am pus în pământ, am făcut cu un aparat special, am făcut tot ce vezi aici, ai depus acum recent. Avem și viță de vie mai veche, dar acum ce e aici, totul este recent. Fantastic! Cum este... Până spus, în vârf a pus viță de vie, așa că la toamnă o să avem recoltă. Sau negru, cum e? Ce fel de vin va ieși? Și negru și alb, și muscat. Și negru și alb, și muscat, și pentru și struguri de masă, și struguri pentru vin, tot ce se poate. Înseamnă că pregătești un export către America, nu? Nu, este pentru noi, pentru sufletul nostru aici, că noi ne adunăm acasă și facem petreceri frumoase și avem da. Oameni dragi lângă noi, familie minunat, mare și minunat. Ne bucurăm de frumusețile naturii. Da, spune-mi, te rog, acolo în spate ce pregătești? Îți faci nouă casă sau ce am văzut eu acolo în spate, în construcție, cărămidă? Faci un cuibușor de nebunii? Nu, sunt mai multe construcții aici, așa cum spunea Oana, la noi aici este o familie mare. Așa. Și noi când ne adunăm aici întotdeauna, uite, aduc colegii mei, sunt aici cu mine, cei cu care eu am copilărit, îi aduc cu mine aici, facem petreceri, facem grătar, facem petreceri frumoase, să știi, de fiecare dată, așa ce după sufletul nostru, cum știm noi românii. Înseamnă că o să ne găzduie și pe noi la următoarea filmare pentru Prima TV, acolo în căsuța absolut, pe care o construiești. Vă invit cu drag și vreau să vă mai invit undeva. Să știți că vreau să invit pe toți cei din zona Banatului, din zona Carașului. Pe 19 iunie, acum, duminică, voi cânta la Măureni, Șoștea. Avem un spectacol frumos la care vă așteptăm. Și pe 15 iulie vă așteptăm în județul Cluj, la Urca, la o terasă frumoasă cu ștejar. Dar acum, duminică, suntem chiar aici, în Banat, la Șoștea. Și mai avem multe alte spectacole pe care le vom anunța pe rând, așa se face. Bravo, și bravo. Pe canalul meu de Facebook întotdeauna postez. Bravo! Spune-mi, te rog, dacă tot ești acum acasă, în casa părintească, povestește-mi puțin ce amintire ai acolo, de ce ți-aduci tu aminte în momentul în care te întorci acasă? Când mă întorc acasă, întotdeauna este frumos. Oana dragă, dorul de copilărie, așa cum l-am cântat în cântec, este foarte frumos. Pune un pic telefonul mai jos, te rog. Și să știi că am scos și câteva lucruri frumoase care mă amintesc de mama mea și de copilăria noastră frumoasă. Să știi că le-am făcut toată aici, am făcut pe copotapă pe care ea a făcut-o cu mâini și o am găsit după ce ea ne-a părăsit. Și o păstrez cu sfințenie. Vreau să-ți mai arăt, uite, plicul ei. De la ea am învățat eu eleganță și decență, da. Frumoasă. Plicul ei cu care mergea totdeauna când era nașă, ea a fost da, nașă. Da, nu prea se vede, nu știu, să scoatem puțin burtiera sau nu știu cum să face. Așa, perfect, acum se vede, da.
A, ce frumos! Deci da, ăsta este plicul ei, aici a, este o tavă făcută de mâna ei. Superb! Ce frumos! Le păstrez cu sfințenie, Oana, să știi, și vreau să-ți mai arăt ceva și mulți o să se regăsească în ce arăt acum. Este un portofel din copilăria noastră, mama mea l-a păstrat cu sfințenie, cred că multe femei au avut acest portofel. Erau singurile care se găseau atunci. Și ce-am găsit eu în portofel, Oana, dragă, vreau să-ți arăt, nu știu cât de vechi este, foarte vechi, un bilet de tren, draga mea, ce frumos! Nici nu știu că e aici, acum l-am găsit. Fantastic! Să știi că am multe lucruri vechi rămase de la mama mea și mă gândesc cu drag la ea și la toată copilăria pe care am avut-o aici, în curtea asta, aici, în grădinea asta. Ți-am zis, noi stăm la oraș, dar am avut binecuvântarea asta, să avem bunicii lângă noi, să avem o grădină atât de mare și frumusețea asta naturală lângă noi. Da, ce scrie acolo pe biletul de tren? Ce destinație era? Cine știe câte lacrimi sunt în biletul acela, poate cumpărat către tine, drumul către București? Cine știe? Ce scrie acolo? Nu, cred că este un drum spre Arad. Mama mea mergea foarte mult în vacanțe. De fiecare dată când prindea, nu exista spectacol să existe în oraș, să vină, să nu fie ea prezentă. Stațiuni balneare, peste tot, noi mergem, fii mici am fost la mare în fiecare an, la Felix, asta este un tren spre Arad, cred că se ducea la niște prieteni a noștri de la Arad, are 4 călătorii, dar nefolosite, să știți. Extraordinar. Și nu știu dacă mai e valabil, trebuie să întreb. Extraordinar. Dar, apropo de mama, povestește-mi puțin tata, ce îndeletnicire avea pe acolo prin curte, bunicii tăi. Și, de la el am învățat. Da. Oana dragă, de la el am învățat toate aceste lucruri frumoase, naturale. În grădină petreceam foarte mult timp cu tatăl meu. De la el am învățat să plantez vița de vie. Era un copil mic și țin minte că găurile în pământ eu țineam de butuc. Da. Tot ce s-a plantat în această grădină mare, bine, multe dintre ele nu mai sunt, că au fost pomi vechi care au căzut, care s-au dus, dar foarte multe chestii au rămas și încercăm să le păstrăm cu sfințenie, pentru că de la el am învățat să plantez biță de vie, să plantez pomi. Nu spun că aici noi acum avem un gazon verde, dar pe vremuri, să știi că aici, chiar în locația asta unde sunt eu, și fiecare bucățică de grădină era folosită. Și aici, în locația unde sunt eu chiar acum, aici, dacă mi-amintesc eu bine de când eram copil mic, aici erau căpșunile, era partea de căpșuni și mai încolo aveam mentă și mai încolo cartofi. Ce frumos! Și viță de vie, în jumătate de grădină era viță de vie și zmeură și toți pomii fructiferi și tot ce poți să te gândești că le dă Dumnezeu bun pe pământ, noi aveam în grădină. Am avut bunici foarte harnici, părinți foarte harnici și noi am învățat de la ei să duce această tradiție înainte și nepoții mei îi laud pentru că merită, sunt foarte harnici și le mulțumesc din suflet. Deci, practic, vreau să le mulțumesc și colegilor mei, da, Ioana. Da. Sunt aici lângă mine și sunt colegii mei cu care eu am început să cânt, să știi. Mariu Măistorel, așa îi spunem noi, de la clapă, este chiar din copilăria mea, că am început eu să cânt la 14 jumate. Ia să-l vedem, el că nu-l vedem foarte bine. Du-te mai aproape să-l vezi, te rog. Cu el am început să cânt. Să trăiți, să trăiți. Interpret Stolician aici la armonică. Sunt băieții de aici, din Banat. Și am un coleg foarte drag aici, Marian Greru, de la Reșița, cu vioara. Așa că o să vă cântăm ceva, să ne aducem aminte de părinți, de minunat. Cei dragi și de... Da? Da, minunat. O să-ți cânt o melodie de mamă, după care, așa cum se convine, cum se cuvine, Oana, că am vorbit de copilărie și de... Sunt aici, în curtea copilăriei mele, am să-ți cânt melodia care a intrat la sufletul multora și mă bucur din suflet, dorul de copilărie. Dar da, prima dată ai grijă să... pentru mama, mamele noastre. Ai grijă să nu mă faci să plâng ca de fiecare dată. Mulțumesc, să te ascultăm. Să lăsăm sufletul să simtă. Să zburde, da. Mă gândesc la mama. Mă gândesc cum stă la floare și pentru mine se roagă. Mă gândesc la mama mea, mi se rupe inima. Mă gândesc cum
am stat la poartă și peștru mine se roagă. Ce spun mamele? Dumnezeule ceresc, am o fată și o iubesc, te rog o lăsa, că ea e sufletul meu. Măicuță, măicuța mea, când am avut viața grea, te-ai rugat pentru mine, de-aia aș merge bine. Pentru toate mamele, să trăiască, să ne bucurăm de ele, să le dea Dumnezeu sănătate și tot ce mai bun pe pământ. Și pentru cei care se regăsesc în ceea ce am povestit eu astăzi aici, drag, cine are dor de copilărie să cânte cu mine. Un dor mare ce găsuri și nu te doare. Și ușor ce bucurie dor de copilărie. Toți am fost copii odată lângă mamă, lângă tată. Nu, eu să nu și-amintească nică soța părintească. Dar așa-i viața lăsată să fii copil doar o dată și cei 6 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Aș da tot cu bucurie pe o zi de copilărie să mai fiu la să nu mă mint eu mână să nu mă tani. Toți am fost copii odată lângă mamă, lângă tată. Noi un stăt și amintească de căsuța părintească. Dar așa-i viața lăsată să fii copil doar o dată și cei 6 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Dar așa-i viața lăsată să fii copil doar o dată și cei 7 ani de acasă să-i porți în suflet o viață. Minunat! Mulțumim frumos, Adriana și soțului tău. Spune-mi, te rog, ce anume te face să lăcrimezi în momentul în care intri pe poarta casei? De ce ți-aduce aminte? Păi, Oana, dragă, cred că toată lumea mi-ar trage dreptate atunci când vin acasă și mama mea nu mai mă așteaptă la poartă, așa cum cânt eu un cântec. Mi-e dor de ea în fiecare zi, dar mă bucur să-mi găsesc aici tatăl meu, surorile mele, cumnații mei, nepoții mei, toată lumea e aici și colegii mei și oamenii cu care am copilărit și care mă așteaptă aici cu drag. Nu pot să te plic și v-aș invita pe toți cu drag să vedeți o zi din copilăria mea, din dumbrava mea minunată. Știi cum este filmul copilăriei noastre? Aici este dumbrava mea minunată. Aici este Lizuca și Patrocle, aici am lăcrimează mie sufletul și ochii mei și mă simt cel mai bine din lume. Prin toate vocațiile prin care am fost,
frumoase, de altfel vreau să spun, în locații frumoase m-a ajutat Dumnezeu și mulțumesc că m-a ajutat să merg și să fiu prin aceste locații și cu oameni frumoși în viața mea, dar când mă întorc aici în locurile de copilărie, de aici și melodia pe care am scos odorul de copilărie, pentru că în sufletul meu încă sunt copil și vreau să împărtășesc asta cu toată lumea, vreau să spun tuturor, să fiți copil în suflet până la adânci bătrâneți, oameni buni. Absolut minunat. Cum se simte tatăl tău? Ce face tatăl tău? Este foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Așa cum știi, grădinărește, ne bucurăm de fiecare moment împreună și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Mulțumesc că m-ai întrebat. Multă sănătate și din partea noastră. Adriana, îți mulțumim tare mult. Ca de fiecare dată ne aduci lacrimi în ochi, amintindu-ne de copilărie și de tot ce e frumos în viața noastră. Te așteptăm aici săptămâna viitoare, când ai acea zi de trecere prin București. Te așteptăm aici în platou. Și până atunci îți dorim mult succes și publicitate. Te pupăm, Adriana! Lasă-mă.